vă arăt cele trei secrete uriașe care sunt ascunse și astăzi și care au o relevanță fantastică pentru viața de zi cu zi, pentru dezbaterea privind prezidențialele de anul viitor, pentru șansele acestei guvernări, acestei majorități de a demonstra că poate să facă ceva concret și cu mult curaj. Ce să mai? Trecem direct să vă spun care sunt aceste trei secrete care, din punctul meu de vedere, ar putea să fie cheia unei dezbateri spectaculoase. Spunea Corneliu Dobrițoiu că s-ar putea să fie alte persoane decât cele pe care le afișăm pe ecran. E, cu alea, cu acele persoane, cu altele, cele trei mari secrete care ar putea să schimbe serios agenda publică încă de anul acesta sunt următoarele. Primul, au fost sustrase documente compromițătoare despre magistrați din arhiva Serviciului Secret al Ministerului Justiției, SIPA. S-au săvârșit fapte penale prin astfel de furturi, copieri de documente. Rămânem aici la acest prim secret și vreau răspunsul scurt al invitațiilor mei. Oana Florea. Pot să spun atât. Că după guvernul de tristă amintire Boc Băsescu și după guvernul Zero Cioloș, lucrurile se întâmplă cu pași mici, e adevărat, dar se întâmplă. Avem comisii de anchetă parlamentară pe această temă. A început Comisia SRI, Comisia pentru Control SRI este schimbată față de cum s-a desfășurat până acum activitatea acolo. Cu pași mici, lumea a început să vorbească. Eu cred că ușor, ușor, începem să mai aflăm lucruri și să ajungem la o normalitate. A început lumea să vorbească de protocoale, ați văzut. Curtea Constituțională a început să dea niște decizii absolut corecte prin care instaurează și autoritatea Parlamentului, prin care spune, ați văzut că acele interceptări făcute de serviciu nu erau în regulă și s-a stopat asta. Deci ușor, ușor încep lucrurile să se schimbe. Nu spun că se întâmplă peste noapte, dar se mișcă ceva. Este o schimbare, v-am făcut doar o paralelă cu ce a fost până acum. Știți de ce am pus această întrebare? Pentru că știu că există o anchetă în curs, există o instituție a statului care a declanșat, care a deschis un dosar și de când a deschis acest dosar, nu este o tăcere mormântală, la beluie gălăgie față de ce e în instituție. Adică a venit ministrul justiției și a spus, și nu doar el, dar mă refer la el în primul rând, există indicii clare că au fost sustrase documente secrete, săvârșindu-se fapte penale, au fost sustrase documente secrete din arhiva Serviciului Secret al Ministerului Justiției. Și că acele documente, probabil, au fost folosite la șantajarea unor magistrați. Vă imaginați ceva mai grav într-o democrație? Nu, evident, evident, lucrurile astea trebuie lămurite. Evident că ce s-a început și faptul că există comisii de anchetă și faptul că încearcă să se tragă vălul despre niște lucruri care duhnesc de mult timp în societatea românească. S-a vorbit despre aceste lucruri mai pe la colțuri, mai fățiș. Acum iată că avem ocazia să aflăm ce s-a întâmplat concret. Acolo. Concret. Sunt nume, prenume și zile în care niște persoane au intrat ilegal în arhiva unui serviciu secret, au copiat sau au sustras documente. Știm lucrurile acestea, sunt confirmate și ancheta fapt care este de o gravitate puțin extremă. Extremă, repet, în orice democrație lucrul ăsta ar genera un scandal monstruos. Domnule general, documente dintr-un serviciu secret, magistrat șantajați. Domnul Radu Tudor. Pentru 2019 asta e un ingredient senzațional. Vedeți, vorbim de parteneri strategici, suntem membri în coaliții puternice care au determinat agenda strategică cel puțin ultimii 50-60 de ani. Acolo păstrarea secretului este un cult. În momentul în care noi cu aceste date, cu informații care sunt sub regim secret de stat, ne jucăm ca mociri la noastră. Ajunge unul la putere, cum a fost doamna Macovei, a doua zi dimineața, nici nu s-a uscat cerneala pe decretul de numire. N-ar fi fost vorba că ar fi fost numai dumnea ei, dar au fost și alții care nu aveau acces la acele documente. De asta spun fapte penale. Dincolo de această chestiune, au zis, dacă lucrurile acestea ar avea o explicație, ceea ce mi se pare, la fel de condamnabil, rețineți, este lipsa de reacție, lipsa de celeritate
în lămurirea acestei situații care ne pune pe noi ca țară într-o situație, într-o postură deloc plăcută. Haideți să vedem al doilea secret important și dacă vom afla lucruri importante din ceea ce discutăm noi astăzi, agenda va fi absolut spectaculoasă. Ați văzut la Antena 3, la Sinteza Zilei, o dezvăluire absolut bombă a lui Mihai Gâdea. În urma acestei dezvăluiri, din care reiese că președintele Klaus Iohannis, pe vremea când era primar de Sibiu și era un membru respectat al Partidului Național Liberal, era un personaj care îl sprijinea pe contracandidatul lui Băsescu în anul 2009. Klaus Iohannis a fost pus de cineva pe lista Anii. Ia luați-l și pe Iohannis ăsta, că prea se afișează cu ceilalți. Haideți să citim. În cadrul colaborării dintre procurori și SRI în timpul regimului Băsescu, au fost întocmite liste și sesizări cu persoane incomode, printre care, culmea, și actualul director SRI Eduard Helvig și președintele Klaus Iohannis, Anca Mireanu. Păi, ceea ce vorbeam mai devreme, nu? În timpul guvernării Băsescu s-au întâmplat niște lucruri care nici măcar nu le puteam imagina. Ceea ce este și mai grav este că descoperim acum că în cadrul unei coaliții în care trebuia să revoluționeze felul de a face politică și de a guverna țara, o jumătate, printre care domnul premier de atunci, domnul Liviu Dragnea, sunt vehiculați acum în niște cercuri în care n-ar fi trebuit să existe. Eu stau și mă gândesc câtă naivitate exista în rândul liberalilor, care credeau, mi-aduc aminte de idealismul lui Crin Antonescu, care credea că este cot la cot, umăr la umăr cu Victor Ponta într-o luptă care s-a dovedit a nu fi deloc până i-au aceeași. Până i-au tăiat trei picioare de la scaun chiar aliații lui. Exact. Nu mă miră, dar mă mulțumește faptul că în acea conjunctură, în acele conjuncturi, nu am găsit numele niciunui liberal. Niciun membru PNL, niciun lider PNL nu a fost la nicio chermeză, cel puțin până acum nu am aflat. Mi-aduc aminte de amenințările pe care le-a primit Eduard Helvig când era ministru al dezvoltării, în urma faptului că a fost probabil singurul ministru din tot guvernul ăla la USL, care a zis, știți, am descoperit niște lucruri la Ministerul Dezvoltării în urma mandatului lui Udrea, sesizez instituțiile statului. Și după aia a venit jihadul asupra lui Helvig. Vedem acum din hârtii că și Iohannis a făcut obiectul acestei, să spunem, execuții la comandă. Ceea ce însă... Instituții care erau puse de oamenii lui Băsescu să facă necazuri adversarilor politici. Mai pe scurt, poliție politică. Ceea ce însă pe mine mă miră este că din toată această poveste lipsește numele principalul actor, principalul generator al acestui sistem, și anume Traian Băsescu. Păi omul a fost educat de instituția aia dinainte de 89 să lucreze fără urme. Omul trebuie întrebat și el acum, că poate... Nu ți-mi minte când spunea că el vorbea pe telefonul aghiotanților? Da. El când avea ceva de spus, lua telefonul altuia, să fie pe interceptarea lui, nu pe la Oana Florea. Da, vorbeați de colaborări dintre instituții. Păi facem un exercițiu... Cele două ținte ale... Un exercițiu de logică. Eu, instituție, funcționez după legea mea, da? De funcționare. Tu ești o instituție, funcționezi la fel după legea ta de funcționare. Noi colaborăm, da? Există principiul colaborării loiale, spunea și Curtea Constituțională despre asta, da? De ce avem nevoie să o punem în scris? Și dacă o scriem, de ce avem nevoie să fie la secret? Întreb. Dacă tot ne respectăm legile noastre de funcționare și există și un principiu al colaborării. E normal, pentru că dacă vrei ca instituție să funcționezi, trebuie să colaborezi cu colegii din alte instituții. Dar de ce trebuie să o pun în scris și de ce la secret? Domnule Dobrițoiu, doi foști liberali de marcă, Eduard Helvig și Klaus Iohannis, pe lista neagră a lui Traian Băsescu, trimiși la instituții să fie tocați. Ne mai miră ceva. Băsescu a recunoscut că a înființat un stat mafiot. Problema de fond, în schimb, este alta. Acolo scrie pe ecran numele unei instituții. Atenție, nu toate instituții, nu instituția este de blamat, ci cei care au lucrat și au condus acea instituție. Pentru că oamenii au fost la culegeri de date și fac treaba. Am spus, șeful SRI Maramureș nu poate fi responsabil. Acest lucru ar trebui să ne cutremure pe toți. Implicarea
structurilor secrete ale statului, cu funcționari nealeși și numiți, în politică. În altă parte, cred că în Italia, erupea Vesuviu încă o dată. La noi nu se întâmplă nimic. La noi, cred că și broaștele de pe Dâmbovița încep să râdă când... Râd de ce? De inactivitate, de pasivitate. De faptul că sunt lideri, culmea, politici sau oameni politici care ei se dau bine cu structurile ca să mă afle și ei o informație despre contracandidat, despre ce se mai mișcă în țara asta, despre informații care le-ar putea tulbura lor viața intimă sau chiar afacerile. Este jenant. Este. Însă, noi avem obligația pentru copiii noștri să lămurim și să sancționăm drastic astfel de abateri. Când n-are instituția nimic de vină, dar instituția a fost condusă. Și cei care au condus-o trebuie să răspundă în fața legii. Când vor ieși la iveală aceste secrete pe care le discutăm, zic eu, cu pasiune și cu interes în seara asta, s-ar putea să se lămurească foarte multe lucruri. Al treilea, foarte scurt, care are o legătură cu al doilea. Al treilea secret uriaș ascuns și astăzi, faimoasele liste negre din dialogul pe MCV cu persoane indezirabile regimului Băsescu și care au avut parte de dosare penale. Au fost întocmite la București sau la Bruxelles, Anca Mireanu? Pe mine mă îngrijorează din această poveste cu listele întocmite la București mai degrabă decât la Bruxelles, mă rog, ca o părere personală, pentru că nu am niciun fapt care să dovedească asta. Mă îngrijorează mai degrabă că după ce ne-am pierdut încrederea în instituțiile interne, instituțiile din România, după ce puterile din România nu mai funcționează pe principiul încrederii reciproce, ci a sancționării dramatice și cu orice preț una față de alta. Controlul nu mai este bazat pe încrederea reciprocă, în spiritul încrederii, nu. Acum pare că suntem într-o ecuație în care se alimentează euroscepticismul care pare că apare și în România puțin câte puțin. Trebuie să avem... Pe o filieră populistă extrem de periculoasă? Absolut. Trebuie să avem mare grijă. Și exact cum spunea domnul Dobrițoiu înainte, să discutăm de persoanele care au făcut aceste lucruri. Dacă s-a întâmplat ceva ilegal, să punem degetul, să numim acea persoană. Pentru că a spune în mod generic că Europa este de vină, din punctul meu de vedere, este o greșeală care poate fi fatală pe termen lung pentru România. Pentru că vom pica într-o spirală a euroscepticismului din care nu vom avea decât de pierdut. Și din punct de vedere al dezvoltării noastre ca oameni, ca cetățeni români și europeni până la urmă, dar și din punct de vedere financiar și ca perspective. Oana Florea, numele pe lista neagră a regimului Băsescu în dialogul pe MCV au fost puse la București sau la Bruxelles? Și în opinia mea este tot așa, că numele au pornit de la București.